Doamnelor, domnilor, bun găsit la Jurnalul Esențial. Iată cele mai importante știri ale săptămânii. 23 de persoane au fost evacuate în comuna Apold ca urmare a ploilor abundente care au cuprins județul Mureș. Vineri 26 iunie, pompierii din cadrul ISU Horea Mureș, alături de polițiști, inspectoratului de poliție județean și jandarmi, au avut o zi aglomerată. Cele 23 de persoane, 5 au fost copii, 14 persoane au fost cazate la primăria din localitate, iar celelalte au fost nevoite să doarmă la vecini și cunoștințe, deoarece casele pentru care au muncit o viață au fost distruse de ploile abundente. Vineri au fost solicitați în comuna Apold la alunecări de teren, au fost afectate în prima fază 3, au fost și dărâmate în anumite porții. Ulterior, în urma deciziilor de la fața locului, au fost evacuate încă alte 3 case care erau în pericol de prăbușire. Al care făcea a fost surpat. S-au deplasat prefectul Mureș, inspectorii și Mureș și IPJ Mureș. A fost de asemenea concentrat și personal la inspectoratul de jandarmi. În urma acestor alunecări au fost evacuate și un număr de 23 de persoane, din care 5 au fost copii. 14 dintre acestea au fost cazate în prima fază la și o ședință ordinară a Comitetului. Astăzi s-a deplasat și un inspector din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a evalua starea locuințelor, iar mai apoi se va întruni și o comisie mică de Comitetului pentru situații de urgență. Cadrele militare au intervenit ulterior pentru salvarea bunurilor care au rămas în gospodăriile localnice din Apold. Aș dori să adaug faptul că colegii intervenit pentru evacuarea bunurilor cetățenilor. Evident, în prezența acestora, toate bunurile care au avut nevoie și toate care au putut fi salvate, colegii mei le-au evacuat în siguranță. Din fericire, nu au fost înregistrate. Și să păcălească în ultima perioadă mai mulți mureni prin metoda premiul. Însă, de această dată s-au folosit de numele șefului poliției municipiului Târgu Mureș pentru a părea mai credibili. Atenție mare cu cine stați de vorbă la telefon. O metodă ingenioasă folosită de infractori a convins-o pe o femeie din județul Mureș să transfere într-un cont suma de 12.000 de lei. Persoana vătămată, care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea, a declarat că infractorii s-au folosit de numele șefului poliției din Târgu Mureș, Ioan Damaschin, pentru a o convinge să transfere suma de bani solicitată, precizând că a câștigat un premiu de fidelitate într-o rețea de telefonie, dar pentru a intra în posesia acestuia trebuie să achite o anumită sumă de bani. Să nu mai fie alții proști la fel ca mine. De asta am acceptat ca să vorbesc și poate chiar și în detaliu, pentru că așa vă învârt, așa vă învârt eu, care am avut convingerea de mine că niciodată nu voi putea fi înșelată, pentru că nu stau la povești. Dar au avut un dar deosebit să-mi introducă în discuție o persoană în care s-am totală încredere. Prin aceeași metodă de înșelăciune au căzut pradă mai mulți mureșeni în ultima perioadă, o spune chiar șeful poliției municipiului Târgu Mureș, Ioan Damaschin. Potrivit sursei, din cercetările efectuate de polițiști în acest caz, ar fi vorba de un grup infracțional format din 4 persoane. În mod direct, fiecare infractor care contactează aceste părți vătămate își dau identitatea comisarului șef de poliție Damaschin Ioan, șeful poliției municipiului Târgu Mureș, chiar dacă îl atribuie ca virgulă activitate profesională altor instituții, fapt pentru care prin aceste convorbiri și prin popularitate reușesc să le creeze convingere părților vătămate. Din punct de vedere operativ, colegii de pe formațiunile care lucrează pe această linie de muncă își desfășoară activitățile asediu pentru identificarea autorilor. Este posibil să avem un grup format de cel puțin 4 persoane în acest anturaj. Recomandarea polițiștilor este să anunțăm imediat poliția după ce suntem sunați de astfel de infractori care pretind sume de bani în schimbul unui premiu. Rețea de prevenire, intervenție și combaterea violenței asupra copiilor în județul Mureș. Vorbim de un proiect finanțat din fonduri europene ce urmează să fie implementat de Direcția pentru Protecția Copilului Mureș, dedicat copiilor aflați în situații de risc.
Proiectul care va fi implementat de DGASPC Mureș presupune activarea unui număr unic de urgență gratuit, înființarea serviciului Telefonul Copilului și echipa mobilă de intervenție în situații de urgență în cadrul DGASPC Mureș, respectiv în cadrul serviciului de intervenție în regim de urgență, abuz, neglijare, trafic, migrare, precum și activități de pregătire pentru specialiști, cursuri de educație parentală, în paralel cu activități de consiliere a copiilor. Beneficiarii proiectului vor fi 600 de persoane care sunt specialiști din cadrul autorităților locale cu competențe în domeniu, copii cu vârsta de până la 18 ani, care solicită sprijin sau a căror situație de risc este sesizată prin apelarea numărului unic de urgență și familiile acestora, reprezentanți ai unor ONG-uri care activează în domeniul protecției drepturilor copilului. Proiectul va fi implementat până în mai 2016 de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Organizația Salvați Copiii, filiala Mureș, și are o valoare de aproximativ 120.000 de euro, fiind finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială prin mecanismul financiar 2009-2014. Județul Mureș se află în primele 20 de județe ca rezultate în urma examenului de evaluare națională. Probele au fost susținute de absolvenții claselor a 8-a în intervalul 22-24 iunie. Din totalul elevilor de 4.484 înscriși pentru susținerea probei la disciplina de limbă și literatură română, 79,4 au obținut note peste 5. La limba română, dintr-un număr înscriși de 4.484, au obținut procent note peste 5, 79,04%. La limba maternă s-au înscris un număr de 1.597 de elevi, dintre care note peste 5, 93,89%. Iar la matematică, din 4.484 înscriși, procent de note peste 5, 71,15%. Județul Mureș este anul acesta undeva dintre primii 20 la evaluare națională, având în vedere că anul trecut ne situam undeva pe poziția 36. De precizat este și faptul că la disciplinele limba și literatura română, respectiv matematică, au fost obținute 7 medii de 10. Cele mai multe contestații au fost depuse tot la limba și literatura română, în număr de 354. Pe ce rută vor călători, unde se vor opri și cum se vor întoarce în locul în care s-au născut? La aceste întrebări caută răspuns ornitologii de la grupul Milvus, care luni au pus inele puilor de berze care trăiesc în cuiburile din localitatea Dumbrăvioara. Ornitologii au urcat cu o macara pentru a ajunge la cuiburile construite de berze pe mai mulți stâlpi de electricitate din localitatea Dumbrăvioara, cunoscută ca și satul berzelor. Specialiștii spun că e relativ ușoară această procedură de inelare, puii de berze nefiind păsări agresive. Mari, deja poate să sară din cuib, pentru acesta noi alegem destul de des o perioadă mai înainte a părăsirii cuibului de către pui, că dacă pui nu sunt destul de mari, atunci se așează liniștiți în cuib, nu sunt deloc agresivi la această vârstă. Mai mult, cei de la Milvus au destul experiență pentru a putea reuși să ineleze fiecare pui din Dumbrăvioara. Asociația se ocupă cu monitorizarea acestor păsări de 15 ani. Scopul este să cunoaștem în primul rând ruta de migrație a acestor păsări. Pe de altă parte, un alt aspect important este să cunoaștem dispersia păsărilor tinere, mai exact unde se duc puii după ce devin maturi, dacă se întorc în comuna unde s-au născut sau în rază de câți kilometri se împrăștie. Sunt berze care au fost inelate acum 13 ani și de atunci în fiecare primăvară revin în Dumbrăvioara. Altele, în schimb, și-au făcut cuib în jurul orașului, în Iernut sau Ogra. Piața de vechituri din Târgu Mureș va funcționa din luna august în fosta cazarmă de la podul Mureș. Potrivit reprezentanților primăriei Târgu Mureș, acest lucru nu a fost posibil până acum din cauza unui aviz necesar din partea Camerei de Comerț Mureș.
Piața de vechituri din Târgu Mureș funcționează din 2012 pe strada Insulei. Asta după ce municipalitatea a decis atunci că aceasta ar fi cea mai potrivită locație pentru desfășurarea activității comercianților. După ce strada Insulei a fost reabilitată, la 3 ani de la mutarea pieței, municipalitatea a decis că noua locație va fi fosta cazarmă de la Podul Mureș. Reprezentanții primăriei Târgu Mureș au anunțat că au efectuat demersurile necesare pentru mutarea pieței de vechituri de pe strada Insulei la fosta cazarmă. Astfel, din luna august, comercianții își vor vinde marfa în noua locație stabilită de conducerea primăriei Târgu Mureș. Singurul impediment pe care l-a întâmpinat municipalitatea cu privire la acest demers a fost un aviz necesar din partea Camerei de Comerț Mureș. Primăria Târgu Mureș a primit în luna decembrie 2010 cazarma dezafectată de la Podul Mureș împreună cu cele 6,5 hectare de teren aferent. În schimbul imobilelor, municipalitatea s-a obligat să construiască pentru Ministerul Apărării Naționale 150 de locuințe pentru militari. De la preluare și până acum, primăria a introdus un serviciu de pază și a comandat o expertiză pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Asta și pentru că obiectivul este unul dintre cele cu risc, în cazul unui cutremur. Salariile personalului nedidactic vor fi majorate cu 12% din luna august. Guvernul a decis marți să mărească salariile de bază personalului nedidactic din învățământul preuniversitar de stat, inspectoratele școlare și unitățile conexe, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. Decizia de majorare cu 12% a salariilor de bază ale personalului nedidactic a fost luată marți 30 iunie de guvern printr-o ordonanță de urgență care modifică ordonanța de urgență 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Potrivit actului normativ, cu 12% va crește și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte din salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. La nivel național, de această majorare vor beneficia aproape 54.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat și aproape 7.500 de persoane din învățământul universitar. Impactul bugetar pentru aplicarea acestor creșteri salariale este estimat în acest an la 38,6 milioane de lei, iar pentru anul 2016 la 115,8 milioane de lei. Potrivit guvernului, personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul de stat beneficiază de creșteri salariale cu 5% începând cu 1 martie 2015 și cu încă 5% începând cu 1 septembrie 2015, în baza ordonanței de urgență numărul 83/2014, respectiv legea numărul 71/2015 de aprobare a acestei ordonanțe. De asemenea, în acordul încheiat între Guvernul României și reprezentanții federațiilor sindicatelor din învățământ, unul dintre puncte viza creșterea salariilor personalului nedidactic din învățământ. 400.000 de lei din bugetul local. Atât a cheltuit Primăria Târgu Mureș pe 13 containere subterane pentru depozitarea gunoiului menajer. Primul container a fost amplasat pe strada Pandurilor, zona Parcului Roșu. Primăria Târgu Mureș a achiziționat 13 containere subterane care au scopul de a menține curățenia în zonele în care vor fi amplasate. Potrivit reprezentanților Primăriei Târgu Mureș, aceste dispozitive sunt hermetice și împiedică răspândirea mirosului neplăcut, mai ales pe perioada verii. Prin implementarea acestui proiect de amplasare a containerilor subterane, autoritățile speră să-i alunge pe localnicii care obișnuiau să caute în gunoaie, lăsând în urmă o mizerie de nedescris în jurul tomberoanelor. După un an jumătate reușim ca primele ghene îngropate să le începem să le plasăm în locurile pe care ni le-am propus. Pandurilor, Dâmbu, Unirii, cartierul Tudor. În maxim 2 săptămâni finalizăm în proporție de 80%, iar banii sunt alocați de la bugetul local, iar dacă vorbim de asociațiile de proprietari, încă o dată mulțumiri, pentru că ei au fost cei care ne-au susținut și în Consiliul Local. Localnicii din zona Parcului Roșu de pe strada Pandurilor speră că aceste containere subterane să rezolve problema curățeniei din zonă. Foarte mare mizerie era și acum sperăm că am scăpat de mirosuri, de mizerie. În perioada următoare vor mai fi montate containere subterane pe strada Liviu Rebreanu, strada Măgurei, la intersecția cu strada Pășunii, strada Livezeni, zona de lângă Pocloș, în cartierul Unirii, pe strada Petru Dobra și pe strada Transilvaniei.
Edilul orașului Dorin Florea a acuzat agențiile de mediu că nu monitorizează noxele emise de combinatul chimic Azo Mureș și nici respectarea termenelor de finalizare a investițiilor asumate de combinat. Dorin Florea este de părere că cei de la combinatul chimic Azo Mureș nu implementează investițiile asumate în autorizația de mediu și vor scăpa nepedepsiți. De ce credeți, de ce se acceptă punerea filtrelor și rezolvarea problemei de mediu taman la finalul perioadei de expirare a termenului de conformare? Zice așa, te conformezi până în 2016. Nu se face nimic până în 2016 decembrie. Vă întreb de ce, pentru că în 2013 sau 16 octombrie va fi vândut iară. Au făcut turcii propunerea asta. Au venit aici câte delegații. Ați văzut ceva? Nu. Edilul este contrazis de conducerea Agenției pentru Protecția Mediului, care urmărește realizarea investițiilor asumate în acordul de mediu. Combinatul Azo Mureș are autorizație de mediu până la sfârșitul acestui an. Dacă nu își realizează investițiile pentru a corespunde din punct de vedere a mediului, nu va mai primi o nouă autorizație. Dar sperăm, după cum merg treburile, că vor fi realizate aceste investiții. Directorul agenției a spus totodată că APM-ul își face treaba și se fac măsurări în continuu privind emisiile de amoniac. Niciodată nu a fost fenomenul care se întâmplă acum cu combinatul. Să fie o ceață atât de mare pe oraș în zona aia și nu știu ce curenți, dracu știe ce se întâmplă cu planeta. Au început curenții să o ia în sus pe Valea Mureșului. Deci, dacă vă uitați, eu am marele ghinion că stau sus pe platou. Depășirea anul acesta au fost destule depășiri, în special la probele de o jumătate de oră. Noi facem analize în permanență, non-stop, 24 din 24 de ore. Chiar se fac în preajma combinatului Azo Mureș. Deci avem o evidență foarte clară a acestor depășiri. Mai exact, APM-ul a înregistrat 119 depășiri ale concentrației maxime admise de amoniac în aer, ultima fiind în data de 24 iunie. Reprezentanții agenției spun că toate aceste date au fost transmise Gărzii de Mediu Mureș pentru a se lua măsurile prevăzute de lege. Conform autorizației de mediu, până la sfârșitul acestui an, combinatul trebuie să investească 170 de milioane de euro pentru modernizarea instalațiilor de pe platforma chimică, destinate reducerii emisiilor de amoniac și pulberi. Sunt parlamentari care în 4 ani de mandat nu au avut nicio luare de cuvânt, nicio interpelare și nu au inițiat nici măcar o propunere legislativă. Dorin Florea, edilul municipiului Târgu Mureș, este de părere că fiecare ar trebui să aibă o pensie în corelație cu activitatea parlamentară depusă. Legea privind pensiile speciale ale parlamentarilor, adoptată chiar de către cei care vor câștiga prin acest act normativ, îl revoltă pe primarul Dorin Florea, care este de părere că fiecare ar trebui să fie remunerat pe baza muncii depuse în perioada mandatului. Dar eu le-aș da pensia în funcție de numărul de intervenții și de acte normative la care a participat. Sau la ce a făcut pentru alegătorii săi. Vă întreb eu, ce au făcut alegătorii din județul Mureș? Vă întreb eu acum, deputații senatori, la putere. Vă întreb dacă a venit cu ministru aici, dacă a venit numai a tăiat de pamblici. Dorin Florea este de părere că trebuie modificată legea pensiilor și a făcut o propunere către Asociația Municipiilor din România. Să-ți dea fondul de salarii, ce oraș ești? Oraș mare, bă, atât ai. Ce servicii ai? Ce oferi în oraș? Că unul nu oferă nimic. N-are nici universitate, n-are nici ăla, n-are nici grădină zoologică. Dau exemple. Și în funcție de asta stabilește o grilă. Conform actului normativ, parlamentarii beneficiază de pensii speciale, care ar putea ajunge la peste 4.000 de lei pentru un ales cu 3 mandate. Se propune suplimentarea bugetului SGG cu... În perioada 29-30 iunie, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, prin colaborarea interdisciplinară, s-au efectuat 4 intervenții de înaltă performanță privind tratamentul endovascular al bolii aortice. 4 pacienți aflați sub supraveghere și monitorizare de aproximativ 6 luni au beneficiat zilele trecute de intervenții de înaltă performanță privind tratamentul endovascular al bolii aortice la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, prin implantarea 4 endografturi pentru anevrizme grave de aortă. Echipa de specialiști a fost coordonată de profesorul dr. Horațiu Suciu. Fiecare stent graft aortic valorează 10.000 de euro. E vorba, așa cum am menționat în acest comunicat de presă, de o activitate care presupune o abordare interdisciplinară, chirurgie, radiologie, cardiologie intervențională și
și sunt menite pentru a oferi pacienților un golden standard în tratamentul acestor afecțiuni, de a-i feri de eventuale complicații care derivă dintr-o chirurgie convențională, cum ar fi chirurgia deschisă, și de a le oferi ceea ce trebuie să oferim prin toate intervențiile, adică o creștere a duratei de viață și o creștere a calității vieții. Această nouă modalitate de tratament endovascular al unor patologii amenințătoare de viață, deși se efectuează de rutină în vestul Europei, este încă inaccesibilă pentru majoritatea bolnavilor din România. Aceasta se datorează în cea mai mare parte lipsei de finanțare. Din punctul nostru de vedere, această abordare financiară nu este chiar simplă. Dacă o chirurgie deschisă, să spunem, ar fi aparent mai puțin costisitoare, prin complicațiile care pot să însoțească aceste intervenții majore, costurile unui pacient și costurile complicațiilor plus costurile spitalizării depășesc cu astfel de procedură. Deci, din punctul nostru de vedere, aceste proceduri se justifică pe deplin, bineînțeles, în cazurile în care pacienții, mai ales în cazurile în care pacienții se prezintă în urgență, când sunt cazuri cu mortalitate foarte mare pe chirurgia deschisă, și în special la pacienții care prezintă afecțiuni asociate grave. Deși Institutul de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant a demonstrat încă o dată că este pregătit să facă față unor astfel de cazuri și ținând cont de activitatea performantă desfășurată la nivelul Institutului de Tratament și de asigurare a asistenței de urgență în cadrul Centrului Regional de Urgență Târgu Mureș, acesta nu a fost nominalizat printre unitățile sanitare care vor derula acest proiect. Privind proiectul Ordinului de aprobare a modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute. Adresabilitatea în centrul din Târgu Mureș din punct de vedere al acestor afecțiuni, practic a urgențelor vasculare periferice, este foarte mare. Practic noi drenăm un teritoriu foarte mare de pacienți din punct de vedere al urgențelor vasculare, având în vedere că sediul SMURD și elicopterul este aici. Practic, zona, locul în care vin toate aceste urgențe, inclusiv din extrateritoriu arondat, inclusiv din afara arcului carpatic, să zicem așa. Și în contextul acesta, noi ne dorim să putem să fim în situație să implantăm mai multe astfel de dispozitive. În cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș se realizează astfel de intervenții în ceea ce privește implantarea de endografturi din anul 2005. De atunci până acum 20 de pacienți au beneficiat de aceste stent grafturi aortice. Glazuri, creme, cuverturi pentru cele mai fine torturi, bomboane, biscuiți și prăjituri. Toate aceste produse au fost create pe baza unor rețete proprii realizate cu materii prime pretențioase, avizate și testate în laborator și în final utilizate și apreciate de clienții noștri. Milk Pact, paradisul dulciurilor. În Livezen, strada principală, numărul 276, telefon 0265-268-408. Ești pofticios? Terasa La Grill, din incinta pieței cu zavodă, te așteaptă să savurezi într-un cadru familiar cele mai delicioase preparate la grătar. Mititei, cârnăciori, cotlete, piept de pui sau aripioare. Vino să te convingi! Comenzi la telefon 0749 535 729. Mireasma și culorile pastelate ale toamnei se regăsesc din plin la Oleander. Roșul incandescent, galbenul strălucitor sau violetul aprins pentru toate preferințele clienților noștri. Vă stăm la dispoziție cu cele mai bune idei pentru decorațiuni interioare, aranjamente florale și cu minunate amenajări peisagistice pentru grădinile exterioare.
Frumosul și bunul gust sunt elementele esențiale ale produselor noastre. Oleander Garden, Curteni, strada principală numărul 61. Informații și comenzi la 0740 043381 sau pe www.oleander.ro. Pentru reparații de calitate, servicii ireproșabile, profesionalism și seriozitate, apelați la Tony Storm. Service auto, piese de schimb și consumabile. Ne găsiți în Corunca, strada principală, numărul 21B, la numerele de telefon 0365-882-882, 0724-372-556 sau pe www.tonystorm.autovid.ro. Colonelul Liviu Coman va elibera funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Colonel Sabin Motora Mureș. Prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române din data de 22 iunie 2015, acesta a fost numit inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov. În cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș a fost prezentat un scurt bilanț al perioadei 1 iunie 2014-30 iunie 2015, timp în care fostul șef al instituției, colonelul Liviu Coman, și-a exercitat funcția. Menționez că în trecut, domnul colonel Liviu Coman a ocupat funcții de conducere în cele trei unități din județul Prahova, din județul Buzău și din județul Ilfov. Domnule colonel, aveți cuvântul. Mulțumesc că ați dat curs invitației colegei mele pentru a participa la această activitate și doresc să fac câteva precizări asupra activității subsemnatului și colegilor mei în această perioadă. Conform planului anual de management al unității, am avut în vedere 6 obiective majore pe care eu apreciez că le-am îndeplinit în proporție de 100%. Aceste obiective au fost îndeplinite și cu sprijinul nemijlocit al colegilor mei, care au fost lângă mine și au înțeles cerințele mele și cele ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Dintre obiectivele propuse și atinse de colonelul Liviu Coman fac parte creșterea performanței structurilor operative pentru îndeplinirea misiunilor de ordine și siguranță publică, a misiunilor de pază și protecție, creșterea performanței pe linia managementului operațional, în activitățile de prevenire a incidentelor de securitate, domeniul activității resurselor umane și pregătirea personalului. În semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională, prin decret prezidențial, colonelul Liviu Coman a fost decorat cu Ordinul Bărbăție și Credință în grad de cavaler. În semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională și în alt profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredințate, la data de 6 februarie 2015, prin decret prezidențial, domnul colonel Liviu Coman a fost decorat cu Ordinul Bărbăție și Credință în grad de cavaler, un semn pentru militanți. Fostul inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș, colonelul Liviu Coman, a dorit să transmită un mesaj celor care l-au sprijinit în activitatea sa. Un om îl musc când mai face probleme, dar îl musc și vezi că unde a făcut treabă și s-a mișcat lucrurile și eu zic că am făcut lucruri și am pus suflet, să știți că la acest inspectorat, dintr-un punct de vedere, plec așa cu o gheară la inimă, pentru că i-am iubit, chiar dacă i-am certat mai des, chiar dacă am stat mai des lângă ei, bun, vine în subsidiar că e și mai aproape de casă. Cel care va fi desemnat să preia funcția de conducere a Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș va fi actualul prim adjunct, colonel Petrea Florin. Mureșenii care nu au intrat în posesia cardurilor de sănătate sunt așteptați la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, nu înainte de a se interesa dacă a fost emis un astfel de card pe numele lor. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Mureș au atras atenția că există posibilitatea ca nu toți pacienții să aibă calitatea de asigurat și astfel nu este exclus ca aceștia să nu aibă un card de asigurat emis pe numele lor.
Astfel, ei trebuie să se informeze pe site-ul Casei Naționale, unde fiecare poate să verifice dacă are calitatea de asigurat și dacă există un card emis pe numele lor, prin simpla introducere a codului numeric personal. Practic, se oferă servicii medicale pe bază de card național, acolo unde nu există cardul emis. Pacienții vor fi verificați, calitatea de asigurat a pacientului va fi verificată în suportul, în programul informatic pus la dispoziție de Casa Națională. Cei care nu doresc să aibă un card de sănătate din diferite motive pot beneficia de servicii medicale pe baza unei adeverințe. De precizat că elevii de până la 18 ani nu beneficiază de card de sănătate, însă serviciile medicale le sunt furnizate necondiționat. De asemenea, persoanele neasigurate beneficiază în continuare de servicii medicale, adică de un pachet minim ca și până acum. Pentru asigurații care, din motive de religioase sau de conștiință, au refuzat utilizarea cardului și au înapoiat acel card și au primit o adeverință valabilă 3 luni. În acest context, deși, mă repet, este vorba de a furniza servicii medicale pe bază de card, pe bază de adeverință înlocuitoare pentru cardurile pierdute, deteriorate, furate, adeverință de 3 luni pentru cei care refuză cardul sau consultarea interfeței programului informatic pus la dispoziție de Casa Națională. Reprezentanții CASE Mureș au transmis presei că mai sunt 8.000 de carduri de sănătate care trebuie să intre în posesia mureșenilor. Alte 1.600 de carduri ar trebui tipărite după ce 1.600 de mureșeni care au primit cardul de sănătate l-au pierdut și au solicitat un duplicat. Până în prezent, în județul Mureș, din cele peste 400.000 de carduri de sănătate tipărite, peste 220.000 au fost activate. Electrificarea liniei feroviare Reghin-Târgu Mureș-Ungheni-Războieni ar scoate municipiul Reședință de Județ, dar și orașul Viorilor, din izolare. Așa crede edilul Târgu Mureșului Dorin Florea, care dorește să pună pe hârtie un proiect comun cu administrația orașului Reghin pentru a îmbunătăți infrastructura. Dorin Florea a declarat că, deși propunerea lui ar putea părea futuristică, este esențială pentru a ușura accesul turiștilor la aeroportul Transilvania și pentru a scoate din anonimat municipiile Târgu Mureș și Reghin. Târgu Mureș-Reghin este neelectrificat și neelectrificat este și Războieni, Târgu Mureș-Ungheni-Reghin. Și atunci am propus să facem demersuri pentru legarea Reghinului de gara Ungheni, care va fi și gara Târgu Mureșenilor, o parte, o gară, și mai departe Războieni. Edilul municipiului Târgu Mureș a prezentat propunerea administrației locale din Reghin, care a primit-o cu mare deschidere, urmând ca ambele consilii locale să adopte câte o hotărâre în acest sens. Întrucât proiectul vizează mai multe localități, nu ar putea fi implementat de o autoritate locală. Eu o să rog Consiliul Județean să preia ei, pentru că eu nu pot să fiu unitate de implementare a acestui proiect, ori formăm o asociație intercomunitară cu statut juridic și ea să fie cea care implementează proiectul, pentru că noi vrem să, dar dacă e Consiliul Județean, atunci rugăm Harghita să semneze lângă noi, Bistița, și în același timp să luăm parteneriat Ministerul Transporturilor. Primarul speră că această idee se va concretiza până în toamna acestui an și realizată în termenul cel mai scurt din fonduri europene. Cei care și-au plătit deja excursia în Grecia sau se gândesc la câteva zile de vacanță la Eleni, nu trebuie să se teamă de criza care îi afectează pe greci. Asta susține Kelemen Barna, care dezminte zvonurile, conform cărora turiștii români simt efectele negative ale negocierilor eșuate între Eleni și Europa. Știrile cum că nu mai funcționează bancomatele sau benzinările nu mai au combustibil îi sperie pe turiștii români care s-au gândit să-și petreacă vacanța în Grecia. Cele mai multe dintre aceste informații sunt însă false, susține Kelemen Borno, specialist în turism, care spune că agențiile țin legătura cu hotelierii și monitorizează situația din Grecia și nu este niciun motiv de panică. Pot să garantez că tot cei care și-au achiziționat pachete turistice în Grecia, oriunde ar fi ele, pe insule sau pe partea continentală, o să aibă parte de acele servicii pe care și le-au achiziționat din timp, o să-și petreacă o vacanță frumoasă, fără să fie afectat într-un fel sau altul, bineînțeles, mă refer la partea negativă.
Restricțiile impuse de guvernul grecesc nu îi afectează pe turiști, a subliniat specialistul în turism, astfel încât aceștia vor putea petrece o vacanță liniștită, conform așteptărilor. Se va putea retrage orice sumă de bani din bancomatele grecești. Totuși, este de recomandat să aveți și bani gheață. Recomand celor care vor călători în Grecia ca să aibă și bani cash la îndemână, dar în orice caz, în orice circunstanțe, și până acum eu recomandam turiștilor că întotdeauna oriunde te-ai duce, e foarte bine să ai resurse financiare și în cash, dar și pe carduri. Anual sute de mii de români aleg Grecia ca și destinație turistică și asta datorită peisajelor care îți taie respirația, a serviciilor fără cusur, dar și pentru tot ceea ce are de oferit această țară cu o istorie și o cultură antică. Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri care desfășoară activitate de comerț sau servicii de piață. Cei care desfășoară astfel de activități se pot înscrie în noul program și au posibilitatea să atragă sume importante de bani pentru dezvoltarea și modernizarea afacerilor. Un nou program guvernamental de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață este disponibil prin Oficiul Teritorial pentru Întreprindere Mici și Mijlocii și Cooperație Târgu Mureș. Societățile care îndeplinesc cumulativ mai multe criterii de eligibilitate prevăzute pot beneficia de suma de 135.000 de lei, bani nerambursabili. Dacă se epuizează bugetul, bineînțeles, noi deja știm că am avut, în perioada asta am avut la start, solicitările vor depăși cu mult bugetul alocat, care este, ca și ajutor financiar nerambursabil, de 18 milioane lei. Prima condiție pentru a beneficia de acești bani este ca societățile să se înscrie în acest program și să prezinte un plan de afaceri. Printre criteriile de eligibilitate se numără obiectul de activitate, cel puțin 2 ani calendaristici de la înființarea firmei, să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de finanțare nerambursabilă, să nu aibă datorii la bugetul de stat, o cifră de afaceri netă de până la 50 de milioane de euro, numărul de salariați mai mic de 250, să nu fie în stare de dizolvare sau chiar faliment. Trebuie să aibă activitatea pe teritoriul României, să fie înregistrați la UNRC, trebuie să aibă cel puțin 2 ani vechime, deci este un lucru nou față de celelalte programe, și trebuie să aibă acel cod care e autorizat cu cel puțin 3 luni înainte de deschiderea aplicației, adică 6 iulie 2015. Pentru a participa la acest program, fiecare solicitant trebuie să se înscrie online pe site-ul www.aippimm.ro, începând din 6 iulie de la ora 10 și până în 15 iulie ora 20. După crearea contului de înscriere, aplicația va trimite automat un mesaj și un link de confirmare pe adresa de e-mail a solicitantului. După confirmare, aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea online și încărcarea în aplicația documentelor solicitate. Actualele comisariate de regim silvic și vânătoare vor fi preluate în curând de gărzile forestiere, instituții care vor fi înființate în scopul protejării Fondului Forestier Național. Astfel, guvernul va suplimenta numărul de posturi cu atribuții de control silvic. Comisariatele de regim silvic și cinegetic vor fi reorganizate. Guvernul a aprobat în 30 iunie înființarea gărzilor forestiere printr-o ordonanță de urgență, care prevede preluarea actualelor comisariate de regim silvic și vânătoare, creșterea numărului de posturi cu atribuții de control, precum și punerea la dispoziția personalului noilor structuri a mijloacelor necesare desfășurării activităților de implementare, monitorizare și control al aplicării regimului silvic și cinegetic. Pentru întărirea capacității de protejare și conservarea fondului forestier național și oprirea tăierilor ilegale, guvernul a decis ca numărul de posturi al noilor structuri să fie de 617, conform cerințelor codului silvic și realităților din teren. Din cele peste 600 de posturi, aproape 550 vor fi posturi pentru personal silvic cu atribuții de control și implementare, iar restul cu atribuții auxiliare în domeniu. Potrivit biroului de presă al guvernului, în prezent există 399 de persoane cu atribuții de control și implementare și 58 de persoane care lucrează ca personal auxiliar. Prin aceste
măsuri, suprafața de fond forestier care revenea unei persoane pentru control se reduce de la 16.403 hectare la aproximativ 12.000 de hectare. Prin măsurile adoptate se preconizează reducerea masivă a tăierilor ilegale de lemn. Reprezentanții guvernului au transmis că din datele pe care le dețin, volumul de lemn recoltat în perioada 2008-2014 a fost de 26,69 de milioane de metri cubi pe an, din care 17,9 milioane metri cubi pe an reprezintă volumul autorizat și recoltat. Diferența, adică peste 8 milioane de metri cubi de lemn pe an, ar putea reprezenta tăieri și recoltări ilegale. Din această lună vom plăti facturi mai mari la gaz. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a decis o creștere de circa 11% a prețurilor pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici începând cu 1 iulie. Vestea bună este că până la sfârșitul anului nu s-au anunțat alte creșteri. Creșterea de 11% aprobată, adică de la 53,3 lei pe megawatts pe oră la 60 de lei megawatts, a avut în vedere mai multe elemente, printre care includerea procentului de gaze din import în perioada de iarnă, creșterea prețului producției interne sau scăderea costului unitar de transport. Conform noului calendar de liberalizare, aceasta este singura creștere care va fi operată în acest an. Precizăm că în anul 2015 nu se va mai înregistra o altă creștere a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la clienții casnici, având în vedere că nu vor fi costuri suplimentare pentru asigurarea consumului în sezonul rece comparativ cu anii anteriori, se arată în comunicatul ANR. Conform aceluiași calendar, prețul va continua să urce anual cu câte 6 lei în 2016, respectiv 2017, urmând să fie rediscutat în aprilie 2018, în calendar fiind estimată totuși, în acest moment, o creștere similară până în 2021. 6 bărbați au fost reținuți pe o perioadă de 24 de ore pentru dare de mită și evaziune fiscală din vânzarea animalelor și concentratelor alimentare în urma unor percheziții efectuate de polițiști și jandarmi în județele Mureș, Teleorman și Arad. De asemenea, au fost confiscate crotalii și tone de furaje în valoare de aproximativ 100.000 de lei, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 200.000 de lei. Polițiștii împreună cu jandarmii au efectuat joi 17 percheziții, din care 14 pe raza județului Mureș, 2 în Teleorman și una în Arad, la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, precum și la sediile societăților administrate de acestea. În urma perchezițiilor au fost ridicate 3 tone de furaje de proveniență Polonia, deținute de suspecți fără documente justificative și importante sume de bani. Polițiștii au mai ridicat peste 1200 de crotalii și au fost identificate peste 900 suine și bovine. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, unele dintre aceste animale nu erau luate în evidențele medicilor veterinari din circumscripții. Potrivit IPJ Mureș, în perioada februarie-iunie 2015, 10 persoane ar fi achiziționat din spațiul intracomunitar porcine și concentrate alimentare pe care ulterior le-ar fi comercializat pe teritoriul României. În aceeași perioadă, persoanele bănuite de fapt de evaziune fiscală ar fi achiziționat bovine de pe teritoriul României, pe care ulterior le-ar fi comercializat în spațiul intracomunitar, animalele nefiind luate în evidențele medicilor veterinari din circumscripții. Cei în cauză ar fi desfășurat activitățile în calitate de persoane fizice, transporturile nefiind însoțite de documente legale de proveniență sau transport, veniturile obținute în acest fel nefiind declarate organelor fiscale teritoriale. Din vânzarea animalelor, persoanele bănuite ar fi obținut venituri de aproximativ 1.350.000 de lei, prejudiciul estimat pentru perioada cercetată fiind de peste 200.000 de lei. Polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a 6 bărbați, între care 5 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, iar un bărbat a fost reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Activitățile au beneficiat de sprijinul informativ și tehnic al Serviciului Român de Informații. Localități înfrumusețate, primari și comunități fericite, voluntari împliniți. În fiecare an, prin proiectul Caritas Work Camp, circa 100 de tineri dau o mână de ajutor la înfrumusețarea și dezvoltarea unei comunități. În acest an, locația aleasă este Petroșani, unde voluntarii vor lucra din 6 până în 12 iulie.
2500 de ore. Atât au lucrat cei aproximativ 100 de voluntari anul trecut la Gheorgheni în cadrul Caritas Work Camp. Scopul proiectului este nobil, oferind totodată posibilitatea tinerilor voluntari să se destindă. Scopul taberei este de a se implica în comunități, de a face ceva frumos împreună cu localnici. Așa au fost și la Gheorgheni și peste tot, anul trecut la Gheorgheni, acum mergem la Petroșani. În acest an, după un concurs de proiecte, a fost selectat orașul Petroșani, localitate care va primi o nouă înfățișare datorită voluntarilor. Timp de o săptămână, 140 de voluntari vor lucra aproximativ 5 ore pe zi. Pe lângă munca fizică pe care o vor depune, voluntarii vor organiza și diferite activități pentru comunitatea din Petroșani. Vor face lucrări manuale care se pot face îngrijirea grădinilor, îngrijirea parcurilor, vopsirea gardurilor, dar și vopsirea unor drumuri în zona paringului, marcarea zonelor deci drumețiilor. Și vom lucra și cu copii, dar și cu vârstnici. Din cei 140 de voluntari, 40 sunt din județul Mureș. Tabăra se va desfășura în perioada 6-12 iulie. Tot mai multe societăți comerciale din județul Mureș sunt interesate să acceseze programele pentru sprijinirea IMM-urilor cu finanțare de la bugetul de stat. La ultimul program destinat tinerilor antreprenori, cererile înregistrate au fost de 10 ori mai multe față de proiectele care puteau fi finanțate. Tot mai multe societăți comerciale din județul Mureș sunt interesate să beneficieze de programe guvernamentale cu finanțare nerambursabilă în vederea dezvoltării și modernizării afacerilor. Spre exemplu, la ultimul program de dezvoltare denumit START și derulat prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Târgu Mureș s-au înscris peste 1000 de persoane. START este un program pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat. În general, deci dacă facem o medie, solicitările depășesc de 5, cel puțin de 5 ori pe medie, dar avem și programe, de exemplu, am văzut acum startul, acum chiar avem rezultatele, pentru cei 150-200 de proiecte s-au înscris peste 1000 de solicitanți. Înscrierile la programul START s-au încheiat pe 1 iulie. Pe 6 iulie va debuta un nou program de dezvoltare pentru firmele mici și mijlocii din domeniul comerțului și serviciilor de piață. Bugetul alocat acestui program este de 20 de milioane de lei cu posibilitatea suplimentării. Probabil la comerț și servicii, la acest program vor fi și mai mulți, pentru că se știe că comerțul nu este finanțat prin proiecte de la Uniunea Europeană, deci pentru ei este singura variantă de a obține finanțări nerambursabile. Și din cauza asta totdeauna au depășit și de 10 ori solicitările față de buget. Aici, anul acesta, și în buget s-a prevăzut și posibilitatea de a suplimenta acest buget. Din 6 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro, începe înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de investiții în vederea obținerii finanțării. Revenim cu sport imediat. Jambon, sarmale. Când mâncarea îți pică greu, încearcă Fiobilin. Cu Fiobilin mănânci bine, te simți bine. Fiobilin pune bila leneșă la lucru.
Ești pofticios? Terasa La Grill, din incinta Pieței cu Zavodă, te așteaptă să savurezi într-un cadru familiar cele mai delicioase preparate la grătar. Mititei, cârnăciori, cotlete, piept de pui sau aripioare. Vino să te convingi! Comenzi la telefon 0749 535 729. Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Profesionalism, calitate, eficiență și viteză de execuție sunt elementele ce definesc spălătoria Auto Dr. Will. Preluăm și spălăm covoare într-un mod profesionist și rapid. Covorul azi l-am ridicat, mâine l-ai curat. Spălătoria Dr. Will din Piața Armatei numărul 22, telefon 0761 343 464. Un Aspenter pe zi poate preveni infarctul miocardic acut și accidentul vascular cerebral. Aspenter, zi de zi de zi. Mireasma și culorile pastelate ale toamnei se regăsesc din plin la Oleander. Roșul incandescent, galbenul strălucitor sau violetul aprins pentru toate preferințele clienților noștri. Păstăm la dispoziție cu cele mai bune idei pentru decorațiuni interioare, aranjamente florale și cu minunate amenajări peisagistice pentru grădinile exterioare. Frumosul și bunul gust sunt elementele esențiale ale produselor noastre. Oleander Garden, Curteni, strada principală, numărul 61. Informații și comenzi la 0740 043381 sau pe www.oleander.ro. Târgu Mureș va deveni din nou capitala elitelor la futsal. Asta întrucât Comisia de Competiții UEFA a acordat formației CTAS dreptul de a organiza meciurile în cadrul unei grupe de calificare, faza Main Round a UEFA Futsal Cup, ediția 2015-2016. După ce a asigurat condiții bune la edițiile precedente, CTAS și-a câștigat dreptul să fie gazda grupei sale în meciurile de calificare pentru faza de main round. Astfel, târgumureșenii vor disputa meciurile de calificare pe teren propriu în perioada 29 septembrie și 4 octombrie. Jucătorii lui Coace Endre încă nu-și cunosc adversarii, întrucât s-au calificat direct în faza a doua, ocupând un merituos loc 14 în Europa din 49 de formații înscrise în competiție. Jocurile din main round încă nu s-au disputat. Câștigătorii fiecarei grupe din main round se va califica în Elite Round, de unde CTAS nu a lipsit din 2010. Tragerea la sorți a grupelor din turul preliminar și Main Round va avea loc joi, 2 iulie, la Nyon. ASEA Târgu Mureș i-a achiziționat pe olandezii Luis Pedro și Romario Korzorg, care au făcut deja joncțiunea cu lotul ASEA în cantonamentul din Austria. După antrenamentele din ultima săptămână și evoluțiile din cele două jocuri amicale cu Admira Wacker și cu Kessie, staful tehnic al formației a decis păstrarea celor doi jucători olandezi, Luis Pedro și Romario Korzorg, în lotul pentru noul sezon. Luis Pedro are 25 de ani și s-a născut la Luanda, Angola. Poate evolua în special ca extremă dreaptă, dar și pe partea stângă. În ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Levski Sofia în 28 de jocuri, marcând 4 goluri. De-a lungul carierei a mai jucat pentru Feyenoord între 2008-2009, Excelsior Rotterdam 2009-2010, Go Ahead Eagles 2010-2011, Heracles Almelo 2011-2013 și Botev Plovdiv 2013-2014. Romario Korzorg, în vârstă de 25 de ani și el, s-a născut la Rotterdam. Este tot un jucător de bandă, în special extremă stângă, și care a evoluat ultima dată la Erzgebirge Aue. În Zweite Bundesliga, în 28 de jocuri, a marcat 4 goluri în sezonul recent încheiat. Gov, Apeldoorn, FC Dordrecht și Botev Plovdiv sunt formați la care a mai jucat de-a lungul carierei sale.
FRF a decis. Supercupa României, ediția 2015 dintre formațiile FC Steaua București și ASEA Târgu Mureș, se va disputa în data de 8 iulie pe stadionul Farul din Constanța. Decizia ca Supercupa României dintre formațiile ASEA Târgu Mureș și Steaua București să se dispute la Constanța a fost luată în urma ședinței Comitetului de Urgență, compus din Răzvan Burleanu, președintele FRF, Gino Iorgulescu, prim-vicepreședintele FRF și Octavian Goga, vicepreședinte FRF. Meciul dintre ASEA și Steaua este programat în data de 8 iulie, la ora 21, pe stadionul Farul din Constanța. Cel mai ieftin bilet la Supercupa României costă 15 lei, iar cel mai scump poate fi achiziționat cu 40 de lei, informează FRF.ro. Biletele la Supercupă sunt disponibile online începând de astăzi și până în 6 iulie pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro. Fiecare suporter poate achiziționa maximum 4 bilete. Prețurile biletelor sunt următoarele: peluze 15 lei, tribuna 1 40 de lei, tribuna 2 inclusiv Family Zone 30 de lei. FRF precizează că pentru comenzile plasate cu livrare prin curier rapid se vor adăuga taxele de curierat, astfel 6 lei București și 9 lei Provincie. Cu antrenori noi pe bancă și cu echipe schimbate serios, cele două formații au șansa să înceapă sezonul în forță și să își adjudece un trofeu, cel care ar putea fi chiar primul din istorie pentru ASEA Târgu Mureș. Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal din România a aprobat regulamentul de desfășurare a Cupei Ligii cu 14 echipe. ASEA Târgu Mureș va intra direct în sferturile de finală ale Cupei Ligii. Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal din România a aprobat regulamentul de desfășurare a Cupei Ligii cu 14 echipe, dintre care două, FC Steaua București și ASEA Târgu Mureș, primele două clasate în ediția trecută a campionatului, vor intra direct în faza a doua, în sferturile de finală ale Cupei Ligii. Meciurile vor avea loc într-o singură manșă, eliminatorie, cu excepția semifinalelor, care vor fi tur-retur. Câștigătoarea ediției va fi răsplătită cu suma de 400.000 de euro față de 100.000 cât s-a acordat la prima ediție. Adunarea Generală a aprobat componența Comitetului Executiv al LPF, care va fi compus din reprezentanții cluburilor, președinte și secretar general. În prima parte vor fi în comitetul executiv cele 7 cluburi clasate în sezonul precedent pe locuri impare, iar în partea a doua a sezonului în acest for se vor găsi restul cluburilor. LPF așteaptă din partea cluburilor propuneri legate de nivelul taxelor și penalităților, deoarece echipele au solicitat scăderea lor, având în vedere situația economică. Bucurie pentru fanii basketului masculin. Și asta întrucât suporterii vor putea urmări mai multe meciuri. În conformitate cu modificările aduse de Federația Română de Basket în sezonul competițional 2015-2016, după turul și returul obișnuit, va urma o fază a doua în care echipele vor mai juca alte 10 partide. Prima fază a Ligii Naționale de Basket Masculin va fi asemănătoare sezonului regulat de până acum, adică în sistemul tur-retur, fiecare dintre cele 12 echipe întâlnind un adversar de două ori. După stabilirea clasamentului în funcție de rezultatele acestor meciuri, primele 6 echipe vor fi repartizate în prima grupă, iar celelalte 6 în grupa a doua. Aici se va juca din nou în sistem fiecare cu fiecare, în cadrul respectivelor grupe, rezultând alte 10 etape. Numai după faza a doua competiției va urma play-off-ul, în cadrul căruia se va juca pe sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Conform calendarului, Liga Națională debutează în data de 1 octombrie, aceasta fiind precedată de Cupa României, care va începe la 22 septembrie. În acest sezon s-au înscris 12 echipe, campioana în titlu CSU Ploiești, evoluând numai în Liga 1 de basket masculin. City Azi Târgu Mureș și-a aflat adversarii din main roundul UEFA Futsal Cup, după ce ieri a avut loc tragerea la sorți a grupelor. Jucătorii mureșeni vor evolua în grupa a treia alături de formații extrem de puternice. Ca și în anii precedenți, City Azi va avea adversari dificili în main round. Astfel, pe lângă campioana Ucrainei, echipa Lokomotiv Harkov, care este o veche cunoștință a mureșenilor, formația lui Cocio Endre, va da piept cu câștigătoarele grupelor B și E din turul preliminar. Prezența a două echipe din turul preliminar nu reprezintă un avantaj, întrucât și în primul tur al UEFA sunt calificate echipe puternice precum campioana Italiei. Meciurile din grupa 3 din main round se va disputa în Târgu Mureș în perioada 29 septembrie-4 octombrie. Câștigătorii fiecărei grupe din main round se vor califica în elite round, unde City Azi a fost prezentă în ultimii 4 ani. Cantonamentul de pregătire al ASEA Târgu Mureș a luat sfârșit. Ultimul meci, disputat de echipa lui Dan Petrescu în Austria, s-a încheiat cu o victorie de 2-0 împotriva unei echipe din Cehia.
ASEA Târgu Mureș a învins cu 2-0 pe Mlada Boleslav, locul 4 din Cehia, meci contând pentru ultima partidă din cantonamentul din Austria. Cele două goluri au fost înscrise de Constantin și Brandan în prima repriză. Jucătorii care au evoluat pentru echipa noastră au fost Tâncioiu, Golanski, Goropsov, Constantin Bejan, Frăsinescu, Brandan Mureșan, Maftei, Corzog, Luis Pedro, Voiculeț, Ruben Hurado, Varga, Nicoliță, Axente, Torres. Echipa lui Dan Petrescu a finalizat cantonamentul de pregătire din Austria, urmând să se pregătească pentru meciul din Supercupa României. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. La revedere!